Здравствуйте! Привет, мои друзья! Это семейный танк. Любимая машина женщин. Îi salutăm pe această cale, mai ales pe prietenii noștri de la Est, care o să cumpere această mașină, să ducă copilul la școală, în maximă siguranță că n-a fost tancul disponibil. Acesta este tancul de familie așadar, dar nu din Rusia, ci din Marea Britanie. Sper că ați apreciat skill-urile mele la rusă, pe care nu le-am exersat din clasa 8-a. Așadar, despre ce vorbim astăzi? Despre un tank de familie, cea mai mare mașină de teren. Și de ce am zis eu în rusă puțin mai devreme că mașina asta este mașina preferată a femeilor? Nu vă așteptați la chestia asta, nu? Ci că ar fi fost votată de un juriu de femei ca fiind mașina anului 2021. Nu doar Top Gear a zis mașina anului 2020. Și multe alte organizații care cred că această mașină este o mașină extraordinară, mai ales pentru femei, atunci când probabil o conduc bărbații. Dar, în esență, mașina asta nu ar fi trebuit să fie pentru femei, însă va ajunge să fie cumpărată de femei. Acesta este cel mai scump Defender pe care l-am găsit în România. Sare de 100 de mii de euro, un pic peste 100 de mii de euro, dar pleacă destul de ieftin, de pe la vreo 50-60 de mii, în variantele diesel. Asta este 3 litri benzină, dar înainte să-l conducem și să aflăm părerea unei femei despre această mașină de familie, hai să ne legăm însă un pic despre istoria și moștenirea Defender. Și hai să mergem un pic în față ca să-mi spuneți dacă mai recunoașteți ceva din Defenderul original. Știți? Defender original, cutia aia de tablă pusă pe o scară de fier peste 4 roți? Chestia asta arată foarte diferit. Acesta este un Defender pe nivelul de echipare X. Cu motor, vă spuneam, de 3 litri benzină în linie, 400 de cai și un nivel de echipare cu vopsea specială, geamuri colorate, o mulțime de lucruri. Dar, în esență, la bază ar trebui să fie cea mai bună mașină de teren care a ieșit vreodată din Marea Britanie. Și așa este. Aflați că mașina asta, așa cum o vedeți, este extrem de capabilă. Și nu să mă credeți pe mine pe cuvânt, au condus-o niște băieți în condiții extreme. Chestii pe care eu nu le-am la dispoziție pentru a testa mașina în România, deși cei de la Land Rover sper să mi-o mai împrumute într-un weekend, că nu o să pot să o duc într-un astfel de loc pe care încă îl caut. Dar, care e treaba cu acest Defender 990 de aici? Este că mașina asta oferă niște superlative. Ce vedeți aici este o mașină înaltă de peste 2 metri, 2,05 m, cu o gardă la sol de 291 de mm în versiunea cu suspensie pneumatică, pentru că da, are suspensie pe aer. Varianta asta cu jante pe 20 arată efectiv ca un tank, pentru că este mare, este și super lată, este mai lungă ca înainte și cu toate astea reușește, vă spuneam, niște performanțe extraordinare în off-road. Unii spun că ar fi cea mai tare mașină de genul ăsta SUV făcut vreodată. Și hai să vă spun de ce. Unghiul de atac și cel de degajare plus chestia de la mijloc, adică felul în care trece peste pante. Și nu o să vă umplu capul cu cifre, trebuie doar să rețineți că mașina asta are niște moduri de off-road care îi permit să atace cele mai complicate bucăți de teren posibile. Și este o mașină foarte practică însă, înainte de a fi sigură. Despre siguranța cu SUV-urile mai povestim. Înainte să vă arăt cât de practică este, hai totuși să ne legăm un pic de felul în care arată. Arată destul de simplu, dar bine studiat. Este o mașină care reușește să fie și elegantă, dar să pară și brută în același timp. Frumusețea e subiectivă, dar n-ai cum să nu apreciezi stopurile acestea. Și să vă vând un pont, stopurile acestea băgate direct așa și separate nu se fac ușor, pentru că în industria auto e greu să bagi blocuri optice în interiorul unei astfel de piese. De-aia asta e plastic. Dar avem foarte multe panouri din aluminiu și mașina este mai bine închegată ca niciodată. Nu mai este pe șasiu, este monococă, dar au reușit să o facă cu niște lufturi aproape inexistente. Calitate extraordinar de bună, îmbinări exemplare, până și la britanici. Îți vine să crezi, mașina asta are finisaje și îmbinări care strigă luxury. Avem o mașină așadar de teren, faimosul Defender care te poate duce prin pădurea Amazonului și în Serengeti, dar îți poate duce copilul în siguranță la școală și să arate și cool, da? Ok, hai să ne legăm așadar de partea practică. Și începem cu spatele, că mie mi se pare spectaculos, împreună cu roata asta de rezervă de dimensiuni complete, care o să pună mici probleme de vizibilitate pe care o să le rezolvi cu camera de acolo de sus. Am o chestie foarte tare la interior, o să vă arăt. Hai să vă arăt portbagajul. Un metru cub. Aha. Foarte tare.
Îmi place foarte tare când pot să deschid portbagajul așa. Ai o ușă generoasă deschisă cu acces la o podea direct plată. Uite și tu la portbagajul ăsta. Și fiind un nivel de echipare X, ai un fel de velur dilit, adică ai doar plastic foarte rezistent, rugged, unde poți să depozitezi o grămadă de lucruri. Practic, domnul Țiriac o să poată duce la vânătoare și să pună direct mistreții aici. Încap mai mulți, dacă e nevoie. Există atât de multe accesorii pentru mașina asta, încât poți să o faci în foarte multe feluri. Există versiune hardtop, există versiune cu 5 uși, cu 7 locuri, cu 5 locuri, cu 3 locuri, în multe feluri. Dar asta cred eu că va fi cea mai vândută, varianta 110, cu portbagajul acesta mare. Pe lângă faptul că este mare, este și foarte bine organizată. Vă spuneam că este o mașină practică. Pe lângă, pur și simplu, niște cărlige din astea simpatice pentru a-ți agăța bagajele, ai alte prinderi pentru plasă. Acolo poți să-ți pui inclusiv gratie din aia, poți să-ți agăți o grămadă de lucruri stânga-dreapta, ai plăsuțe din astea pentru a depozita lucruri, iar dedesubt ai toate lucrurile măruțișurile astea care să nu se fuție de colo-colo atunci când o să ieși tu în off-road. Dar mai am chestii. Acesta este o priză corespunzătoare care o să-ți livreze 180 de W, deși unii au reușit să tragă și 400 de W. Dar nu e bine să tragi mai mult de 180. Și mai am încă o priză de 12 V aici în stânga. Cele două butoane secrete te vor ajuta să cobori mașina, care vine într-o poziție de, așa se pune ușor pe genunchi, elegant, ca o masează tailandeză, ca tu să poți să vii cu bagajele și să le pui ușor aici, sau să dai mistrețul jos, una din două, ca să nu-ți forțezi spinarea când vii aici. Pentru că este o mașină înaltă, vă spuneam, da? 291 de milimetri garda la sol pentru varianta asta pe suspensie pneumatică. Dacă o vrei mai ieftină, poți să o iei doar cu arcuri, fără suspensie pneumatică, dar de ce ai face lucrul ăsta? Că doar tu ți-ai luat-o, nu pentru off-road, nu-i așa? Cât atenție la detalii. Puțină lume știe, dar Land Rover vinde chiar și un kit de duș pentru această mașină. Un duș portabil pe care poți să-l ții în portbagaj și să speli cizmele de vânătoare sau bicicleta. A, și pistonul acesta oprește ușa acolo unde o lași. Cam ca la Bentley. Și când apropii ușa, are soft close. Hai să vă arăt locurile din spate, care vor fi evident pentru îngerași. Așa arată o ușă absolut uriașă, care se deschide la aproape 90 de grade, undeva la vreo 80, și ai acces către niște locuri cât se poate de mari. Cu un scaun al șoferului dat mult în spate, am mult loc în continuare la genunchi, am mult loc la cap, am inclusiv o trapă din asta panoramică, un plafon de sticlă, dar mașina asta, vă spuneam, e în 5 locuri și este una dintre puținele mașini la care al 5-lea loc este suficient și pentru un bărbat în toată firea. Pentru că pot sta aici. Al 5-lea loc este chiar suficient de confortabil. Nu simt că aș fi în plus în mașina asta. Ba chiar există un nivel de echipare în care poți să pui un loc și între scaunele din față. Da, am găsit așa ceva. Poți să pui încălzire în scaunele din spate, pe nivelul ăsta superior de echipare. Scaunele de aici au la dispoziție USB și aici este o zonă de prindere pentru accesorii suplimentare. Ori umerașe, ori alte accesorii. Și aici în partea de jos mai avem și mai multe prize. Pe lângă o priză de USB de aici, deci 1, 2, 3, 4 și 2 prize de 12 V. 4 USB-uri și 2 prize de 12 V. Fantastic! Și mai avem o grămadă în față. Auzi? Mi se pare mie sau chestia asta are altă culoare? Are altă culoare. Are altă culoare? Da. Wow. Bă, trebuia să aibă o chestie ciudată. Măcar sunt din plastic. Și pont, dacă chiar te duci în off-road, scoți pur și simplu preșurile și rămâi cu plasticul ăsta, că poți să ieși cu furtunul prin el. Avem multe chedere și mașina este bine insonorizată. Uite, aici am cheder, mai am un cheder aici și mai am un cheder în partea de jos. Pentru că eram pregătit să înjur că nu am aici o protecție pentru pantalonaș. Aici mă voi murdări puțin, dar bucata asta o să rămână curată, cea mai mare parte a timpului. La cât de înaltă este mașina, mă așteptam să apară un accesoriu acolo, totuși, ca îngera și să aibă o treaptă către cer, atunci când urcă pe locurile VIP-urilor. Ușile din spate nu au soft close, dar au butoane din astea de închis, deschis. Și ușile chiar sună bine, nu sună metalic așa ca la G-ul ăla, simplu.
o mulțime de accesorii care pot fi puse deasupra și mașina asta suportă încărcături pe un cui retractabil electric de 150 de kg, poate să tracteze 3 tone și jumătate și în cuiele din spate poate suporta tensiuni de 7 tone. De pe lateral, n-am să mă leg foarte mult de fețele astea care par simple, dar au niște mici muchii care dau totuși, fac așa să pară un pic mai studiată. Aici este foarte important priza de aer, iar mașina, așa cum o vedeți, poate lua, să zicem, vaduri de apă de până la 90 de centimetri. Există nivelul de echipare superior, evident, în care poți să faci partea asta de aducție de aer urcat aici sus. Însă nu știu ce ai face chestia asta, că după ce intri într-o apă mai adâncă de 90 de centimetri, unii spun că ai putea să începi să și plutești, dacă nu-ți ajunge apa în mașină. Mai niște ornamente lucioase pe nivelul ăsta de echipare care ies un pic în afară, aripile, astea ies un pic în laterale, o mașină destul de lată, dacă faci off-road va trebui să fii foarte atent ca astea să nu se zgârie. Practic pe tine o să streseze mai mult dacă se zgârie mașina decât orice altceva în off-road. Jantele pe 20 arată spectaculos, dar există și variantă pe 19, însă aici ai nevoie de unele mari pentru că avem și frâne babane, niște discuri uriașe, pentru că ăsta este un nivel de echipare cu motor de 400 de cai, 3 litri benzină în linie cu un mild hybrid pe care o să-l conducem imediat. Ultima chestie înainte de orice, hai să ne legăm un pic de față, unde scrie foarte frumos Defender și avem și Day Running Lights cu o semnătură LED specifică, doar asta a rămas din Defender original și botul ăsta, apropo, mai este încă un nivel de echipare unde poți să ai troliu aici, foarte tare, arată foarte fain, inclusiv cu inoxul ăsta la sacrificiu, e o mașină frumoasă, masivă și inutilă în oraș, pe care o vom conduce împreună cu o femeie ca să ne spună dacă merită acest premiu de mașina anului pentru femei. Hai să vorbim puțin și despre locurile din față. Am pus un pic de coloană sonoră, inline 6, 3 litri. Locurile din față sunt cele mai generoase locuri din față pe care le-ai văzut vreodată. Cred că ar putea să fie aprobate cu ușurință și de micuțul, la cât de generoase sunt. Și nu neapărat pentru că sunt scaunele foarte late, ci pentru că au încălzire și răcire în scaun, ventilație, așa cum se cuvine. Piele de foarte bună calitate, inclusiv cu instrucțiuni de folosire, ca să știi cum să folosești pielea de pe scaun și cum să o întreții. Scaune faine, o combinație de textil cu piele, nimic de reproșat și o cotieră uriașă. Practic, dacă m-aș duce la o discuție cu un prieten, am putea să punem aici și sticla de whisky. Nu știu ce am face chestia asta, dar am putea. Și unde am pune sticla de whisky sau orice altceva? Păi avem dita mai spațiu de depozitare aici. Avem o tăviță, un spațiu, trei cup holdere, alte spații de depozitare aici, alt spațiu aici, acolo încape o sticlă de 2 litri în ușă, aici mai încap o grămadă de chestii care n-ar avea ce să caute aici, chestia asta este un mâner de la un capăt la altul, mai am spațiu de depozitare și aici, inclusiv în spatele ecranului pot să ascund lucruri, mai am un spațiu de depozitare și aici, să continui, mai am un spațiu și în ușă, mai am un spațiu, am foarte multe spații. În mașina asta o să uiți multe chestii importante. Mare grijă să nu uiți chestiile alea pe care nu ai vrea să le vadă altcineva când ajungi acasă. Și mai am și multe prize USB. Am mai multe, cred eu, nu, n-am mai multe, mă apropii de numărul de prize din spate. Asta mi se pare foarte utilă. Mi se pare corect. Îți pune pasagerul un telefon aici la încărcat ca să poată să-i zboare când o să pui o frână bruscă. Nu? Sau poate că ești tu un șofer foarte relaxat. Apoi mai am USB aici și USB-C cu power delivery. Este singurul pe care l-am găsit până acum o mașină. Prize de 12 volți, ca să adaugi orice accesoriu vrei tu. Aici nu mai am prize. Am scăpat. Doamne ajută! Multe, multe prize și butoane. Inscripția Defender pe plasticul ăsta de aici. Există și versiuni mai puțin bine echipate, unde ai plastic în loc de imitația asta de piele cusută. Aici chiar am piele reală. Și butoanele și interfața asta, bă, nu arată rău deloc. Defenderul ăsta a plecat la facultate. A ajuns și în Londra, puțin s-a învârtit prin centru. Pentru că CSV are ecran de 10,2 inch în diagonală, care se mișcă bine, interfață cu touch, cu navigație, cu trafic, care îți poate spune timpii până la destinație. Este conectată, are conectivitate, da? Poți să-ți lești și telefonul. Are widget-uri, aici poți să-ți controlezi telefonul și l-a băgat deja colegul meu, Laurențiu, aici poți să pui muzica, are și radio digital și pe FM și toate lucrurile astea și interfața asta chiar se mișcă, da? Navigația chiar este utilizabilă și ai și CarPlay și Android Auto.
Schimbătorul este acolo unde trebuie, sus pe consolă, pentru că nu o să-l folosești foarte des, lângă butonul ăsta vechi start-stop, iar butoanele astea pentru climă sunt foarte utile. În rest, sunt butoanele astea, acum, cum să zic, nu știu ce caută fix ăsta aici, dar ăsta se transformă și într-un selector pentru modurile de condus în off-road. Mașina asta are un automatic terrain response, adică practic în off-road poți să o lași pe auto și să facă ea tot. Și nu o să vorbesc mai mult despre off-road, pentru că are niște moduri dedicate, se poate cățăra, poate să ia prin șleauri, poate să treacă prin vad de apă, poate să facă multe chestii. Dar tu nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să o lași pe auto, pentru că are un sistem inteligent care o să facă aproape tot pentru tine. Îți arăt doar cum arată așa foarte repede. Aici un mod, spre exemplu, uite, weight sensing, își dă seama singură cât de adâncă e apa. Low traction launch, dacă pleci de pe zăpadă sau de pe ceva, iarna mai ales când ai probleme, sau dacă pleci de pe nisip. Dimensiunile vehiculului, ca să le vezi. Deci dacă, doar dacă vrei să vezi cam cât de mare ți-e mașina, dacă încape și te apropii de un pod, scrie acolo, să nu fie mai înalt de 3,5 metri, ia să văd de cât e mașina. A, ok, 1,97 când e coborâtă, 2,1 când e urcată. Da, această suspensie pneumatică poate să urce și să coboare. Uite, spre exemplu, am butoane aici pentru asta. Dacă apăs pe buton, acum urc și apoi pot să și cobor. Aici, spre exemplu, pot să controlez toate modurile de care spuneam puțin mai devreme. Ori pot să le las pe auto, ori pot să învârt între ele. Hai, așa. Și să aleg pe care îl vreau. Modul de munte, modul de zăpadă, modul de nisip, modul de pietre. Nu intru, vă spuneam acum mai mult în detalii, pur și simplu o să las pe Eco. Și modul acesta va economisi la maximum, pentru că mașina asta este foarte gurmandă, fiind pe benzină. De aceea îți recomand mai degrabă una pe motorină, dacă vei face multă navetă. Știu că am zis diesel și regret deja chestia asta. 15% consum. Iarna. Hai mai bine să o conducem. Practic în mașina asta ai senzația că îi vei lovi pe toată lumea. Și acum chiar am îndoiel că poți să și încap aici. Mergi acolo? Da, merge. În astfel de momente aș putea să mă folosesc de sistemul de camere 360, dar mai bine mă pot uita după colțuri. Am destul de bună vizibilitate, mai ales că am două oglinzi foarte mari, stânga-dreapta, care sunt destul de verticale, așa. Sunt în modul portret. Caroseria asta de 2,2 tone și doar atât, pentru că are destul de mult aluminiu, se mișcă destul de agil, tractată de motorul ăsta masiv cu transmisie 4x4 și este și destul de tăcut, nu face foarte multă gălăgie. Dacă nu v-ați prins, motorul s-a și oprit puțin mai devreme, dar pleacă destul de rapid după oprire, chiar dacă are start-stop, chiar dacă este un 3 litri benzină, pentru că are un sistem mild hybrid pe 48V, care practic reîncarcă motorul rapid ca să urce în ture și să fie suficient de fâșneț. Avem o cutie automată care schimbă destul de seamless și o să vedeți că atunci când ieșim la un pic de drum o să accelereze destul de bine. Și n-aș intra foarte mult în partea tehnică, pentru că în cea mai mare parte a timpului efectiv stai pe o poziție înaltă, cu un volan mare, într-un fotoliu relaxant, într-o mașină spațioasă care are niște accente din astea mai de off-road, așa, de mai degrabă o mașină de familie, pentru toată familia. Toată, cred că și cu șifonier. Când zici toată, cu dressing, cu tot, cu dormitor, cu, nu știu, baie, dacă poți să-ți... Ai fi surprins, există o opțiune suplimentară numită duș. Au duș portabil pentru mașina asta, poți să-l împăr bagaj. Jur. Da, există duș portabil. Nu înțeleg de ce îți mă ții mele o casă. Te costă cât o casă? Păi, tocmai de asta zic. Te mulținea. Da. Apropo, pe plafon, suportă cort de două persoane, pentru că pe plafon poți să pui 300 de kg. A, ok. Dar doar când mașina stă pe loc. 300 de kg, 150 în mișcare. A, era chiar culmea să o faci în mișcare treaba aia, adică mi se părea că deja ești cu rulota. Păi e un fel de rulotă. A, mă rog, nu. Trage 3 tone jumate. Practic poți să ții o rulotă mare. La 3 tone jumate poți să ții o rulotă mare de tot în spate. Nu știu. Mie îmi plac mașinile mari, dar asta este prea mare. Sincer. Asta e tot review? Nu. Hai că ești deja la al treilea drum în ea. Încerc să înțeleg... Nu te câștigă? Ba da, mă văd foarte puternică la volanul acestei mașini. Puternică în sensul că stai mai liniștit din punctul ăsta de vedere, dar altfel ai și impresia asta că poți să atingi orice, te urci pe oricine, că oricând poți să iei o bordură. Da, dar eu în locul bordurii mie mi-ar fi frică.
când vine mașina asta. Acum, sincer, de exemplu, mașina cred că e și foarte grea, nu? Doar 2,2 tone. Asta zic. Și dacă se întâmplă accidental să iei o bordură, să te urci pe ceva și să îți fugă efectiv volanul și roțile, nu știu ce. Are multă electronică și ea prea destul de multe. Ar ajuta un curs de autobuze, de condus autobuze, un permis de autobuze. Adică nu e ca la o mașină mică să zici, ok, încap repede aici, mă strecor pe aici și ies din încurcătură. Adică cu asta cred că trebuie să cer voie să ți se facă loc. Să anunți planul de zbor înainte să pleci de acasă. Da, vă rog să-mi faceți loc să mă întorc. Nu știu, da. Nu știu ce să zic. Așadar, este o mașină practică la interior, are o grămadă de chestii. Uite, spre exemplu, ție care îți place să te mai ții decât un lucru, știi câte mânere ai la dispoziție? Le-ai numărat? Mânere pe ușă, mâneri sus. Am două pe ușă, trei. Și toate chestia asta e un mâner. Da, și asta. Da, și poți să ții și de pe aici. Deci poți să te ții. Cum ar fi să mă vezi așa, nu? E ok. Ți-ar plăcea să ieși la off-road? Da? Nu te știam așa. Pe off-road reală. Am mai fost și eu când eram mai tânăr. Hai să vorbim un pic de spațiul la interior. Cum ți se pare locul pasagerului din dreapta? E un pic înaltuță. Mi-aș fi plăcut un pic mai jos și am tot dat de... Am încercat scaunul, toate variantele, nu să-l las mai jos. Mie îmi place un pic mai adâncit scaunul, cred că zic corect. Așa. Nu-mi place atât de sus, nu mă simt confortabil. Nu știu de ce, am impresia că intră totul în mine. E foarte bine compartimentată. Ai foarte multe spații de depozitare. Iar spațiul din spate, pentru pasagerii din spate la picioare, doamne, păi este mai mult ca într-un avion. Este mai mare decât într-un avion. E ca într-un S lung, ca într-o limuzină cu spațiu mai mare la pasageri din spate. Da, e foarte spațioasă pentru o mașină atât de mare și de grea. Dar, având în vedere că, exact cum spuneam la început, poți să și dormi în ea și ai și dușul și patul și fonierul, mi se pare normal. Bancheta din spate se rabatează și se așează plată cu portbagaj. Deci, practic, dacă vrei să ții lumea în cap, te urci în asta și te duci. Da, cât consumă? Îți mulțumesc pentru întrebare. Pe ultimii 4 km a consumat 18%, dar o să mai coboare. Da, deci... N-am adus-o sub 14. Nu știu cât poți să te duci. Trebuie să ai cu ce să te duci. Da. Uite, ce mai știe? Are sistem audio Meridian, na, de foarte bună calitate, cu 10 incinte, o treabă din asta. S-aude bine, am pus și muzică mai de dimineață, dar are niște sisteme astea de asistență pentru condus și este în stare să îți arate poziția mașinii în off-road, atunci când intri în spații înguste. Are camere 360 ca să vezi mașina din exterior. Dar până la urmă, tot mai bine trebuie să te obișnuiești unde sunt proporțiile, ca să nu-ți fie frică că ai intrat peste mașina asta mică. Da, dar din dreapta. Îți ia ceva timp să înveți proporțiile. Da, îți ia. Pentru că ea pare... acum, mai e o chestie. S-ar putea să-ți pară mult mai lată dinăuntru, dar ea de afară să nu fie chiar atât de lată. Păi se cam termină unde vezi tu sticla acolo, știi? Asta e avantajul. Așa a fost desenată încât tu, practic, s-a maximizat spațiul la interior față de cât de mare în afară. Dar este mare. Și la exterior e mai mare. E, cum să zic, uite, vezi Rubiconul? E mult mai mare. E altă tehnologie deja față de aia. Aia este mult mai mare ca asta? Nu, asta e mai mare ca aia. Și bate Rubiconul la multe chestii deja în off-road. Ok, ok, ok. Da. Îmi place camera din oglindă. Da, chestia asta. Foarte tot. Păi altfel oricum n-ai cum să vezi din cauza bagajelor, pasagerilor sau roții alea. Și uite ce frumos se vede. Super. Chiar se vede superb. DN1 arată mai bine ca niciodată. Uite-o Tesla. Da. Vrei să zic cât costă? Cât o casă, mi-ai zis. Asta pe care o vezi este 101.000 cu TVA inclus. 101.000? 101.000. Wow. Și tocmai ce a venit în România versiunea V8, ca să este doar 3 litri benzină. Vine și un V8 anul ăsta. Mai este o versiune, da. Dar o să vină în sfârșit și un plug-in hibrid care reușește să fie cea mai economică dintre păi toate. Dacă asta consumă între 15-18, aia cât va avea? Nu mult mai mult. Asta e la 14 acum, uite, 13,9. Dacă mergi regulamentar, poți să o duci sub 13 litri la 100. Cred că la drum lung poți să ajungi la 11, dar dacă ai nevoie... Da.
e drăguță de a doua mașină sau ai putea să fie și prima? Păi stai puțin, la 101.000 în Tespora, n-are cum să fie, adică bine, acum, na, dacă ești vreun... Domnul, ți-i reacție, ți-i. Dacă ești un excentric, poate să fie a doua și prima să fie tot de 100 și... Da, da, nu, știi ce aș face eu? Dacă aș fi excentric, da, mă, mi-aș lua o Dacia Spring pentru București. Așa. Și pasta de weekend. Ca să compensez. Nu cred că e prima mașină pentru mulți. Adică de ce ți-ai lua o mașină de genul ăsta? Pentru că le place femeilor. Da, le place pentru că le oferă această siguranță, știi, pentru orice... Siguranță sau senzație de siguranță? Nu, e o siguranță. Sunt convinsă că stau foarte bine pe siguranță. Da. Mărimea unei mașini nu mai înseamnă și siguranță, nu e proporțională. Total adevărat, total adevărat. Dar femeile își cumpără mașini pentru aspect, în primul rând, și după aceea pentru ce știu ele să facă. Aspect și după aceea ce știu să facă. E și foarte bine insonorizată, trebuie să menționăm lucrul ăsta. E foarte bine insonorizată față de generația anterioară. Este mai rigidă, dar rămâne mai confortabilă. Deci caroseria este mai rigidă, deși nu este șasiu. Este monococă, contează mai puțin chestia asta. Dar este suspensie pe aer. Încă eu înțeleg. Trece peste denivelări. Așa, zici că merge pe vârfuri, balerina. E foarte confortabilă, este surprinzător de confortabilă pentru cât de mare este. Acum întrebarea este, dacă ai 100.000 de euro, asta sau ce altceva? Și problema este că dacă vrei să o compari de adevăratele, trebuie să o compari în două feluri. Unu, ca mașină de familie sau dacă este să o compari cu orice altă mașină off-road. Și la capitolul off-road, concurenții... Ce off-road? Că nu ți-ai o mașină. Pentru că este cea mai off-road mașină făcută în Marea Britanie vreodată. Păi, da, dar stai puțin. Păi, îți iei o mașină doar pentru off-road? Sau îți iei o mașină și pentru off-road și pentru oraș și pentru familie și pentru tot ce vrei tu? Ăsta e secretul. Asta era concluzia, că mașina se le face bine pe amândouă. Că nu prea găsești una care să le facă atât de bine pe amândouă. Singurii concurenți care încearcă, se apropie, sunt Gheul de la Mercedes, pe care asta îl bate de foarte multe ori la multe chestii de traseu off-road. Are unghiuri mai bune de atac, de gajare. Unii spun că și la confort. A luat, spre exemplu, mașina anului, anul trecut, la multe publicații. Dacă dăm deoparte discuția de off-road, unde este super competitivă și diferențele sunt mici, dar este ceva mai bună decât și Land Cruiser-ul Prado și Mercedes G-Clase și Wrangler-ul Rubicon, mai rămâne să o mai compari atunci cu orice alt SUV de familie. Și la 100.000 ai o mulțime de opțiuni. Dacă vrei să cauți partea de confort, ai BMW X5, ai Mercedes GLE. GLE, da. Aproape și GLS m-aș duce, dar nu m-aș duce așa de sus. Și mai nou variantele electrice, cum ai Model X. Și la aceiași bani poți să-ți iei Model X. Și acum întrebarea vine, dacă ai 100.000, îți iei Model X sau îți iei asta? Dacă o iei ca mașină de familie, da? Preferata doamnelor. Da, mi-aș lua Model X, având în vedere, da, interesul pentru sustenabilitate, mediul înconjurător și mai departe și tot ecosistemul în care trăim. Da, mi-aș lua Model X. Dacă dau la o parte ecuația asta, oricât de mult confort ai avea și oricâte lucruri ar face și cât de frumoase sunt, pentru că sunt mașini frumoase, nu prea ai cum să bați electricele, cel puțin de acum, mai ales următoarele care vor veni. Sunt convinsă că vor fi foarte bune. Iar Model X, spre exemplu, este mult mai sigură, este aproape imposibil de răsturnat. Da, asta spun, că sunt subiectivă la capitolul ăsta. Okay. Și atunci, spune-ne tu mai jos la comentarii dacă te vezi să mai stai încă 5-6 ani. Apropo, eu cred că este ultima versiune de Land Rover care nu vine și în variantă doar cu baterii, pentru că există variantă plug-in hybrid, dar tot este evident motorizată, cu motor cu combustie. Motorul acela electric este doar pentru bucăți mici, cât să te ajute să păcălești taxele, să zicem așa, și să poluezi un pic mai puțin. Dar adevăratul concurent pentru mașina asta încă nu există pe electric, până când nu o să avem Rivian în piață. Ai văzut Rivian? Nu. Rivian, mașină de teren, electrică, inclusiv în variante de genul ăsta de familie. Da. Dar până când vine Rivian și o să mai dureze un an, doi, trei, dacă vrei o mașină off-road, completă, confortabilă pe șosea așa, este super silențioasă, super calmă, super chill, este o experiență foarte plăcută de condus la drum lung, dar este în stare să iasă și în off-road și să facă tot ce trebuie, nu prea ai opțiuni. Dar, mai bune. Revenind la Defender, cred că mi-ar plăcea mai mult despre ea în off-road.
cred că acolo este adevărata ei personalitate. Total de acord. Cam asta a fost. Se lasă seara peste Ilfov. Ajungem acasă. Îi mulțumesc coprezentatoarei mele. Să-ți fie de bine. Dacă ei au zis că e preferata femeilor? Așa au zis? Că da. E preferata femeilor? A fost votată în mașina W Coty. Mașina anului pentru femei 2021. Da, și am zis, știm deja motivele pentru care a fost aleasă. Da. E mare, puternică și sigură. Cam asta și-au dorit fetele, cam asta le-a oferit Land Rover. Și de preferat să o conducă băieții. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Dacă mă mai vedeți, dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Numai bine!